Ca urmare a manifestării avertizărilor hidrometeorologice de cod portocaliu și roșu, județul Mehedinți a fost lovit de viituri. Pompierii mehedințeni au acționat de urgență în sprijinul cetățenilor. Un bărbat a rămas blocat în râul Topolnița. Pompierii mehedințeni au intervenit de urgență pentru salvarea unei persoane aflate într-un tractor care încerca să traverseze râul Topolnița. După ce a fost salvat, bărbatul a fost evaluat medical de către Zmurd și nu a fost nevoie de transportarea acestuia la spital. Pe DN67, în localitatea Halânga, județul Mehedinți, circulația s-a desfășurat astăzi pe două benzi din patru prevăzute din cauza apei acumulate într-un pasaj. De asemenea, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din gospodăriile în Drobeta, Turnul Severin, Târni și Prunișor. Inundațiile au distrus mai multe localități din județ. Ca urmare a manifestării avertizărilor hidrometeorologice cod portocaliu și roșu din această noapte, pompierii mehedințeni au acționat până la această oră cu mijloace specifice pentru evacuarea apei din două curți și două subsoluri în localitățile Drobeta, Turnul Severin, Tarnița și Prunișor, dar și pentru evacuarea apei din pasajul rutier de pe raza localității Halânga pe drumul național 67. În sprijinul cetățenilor au intervenit și comitetele locale pentru situații de urgență din localitățile Strehaia și Corcova pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie și o fermă de animale. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți, împreună cu secția de gospodărire a apelor Mehedinți, au monitorizat permanent situația operativă de la nivelul județului. S-a luat măsura înștiințării prin RO-alert a populației din localitățile Baia de Aramă, Broșteni și Florești. În continuare, pompierii mehedințeni împreună cu autoritățile locale și instituțiile județene cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, continuă misiunile de sprijinire a populației pentru diminuarea efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase. Totodată s-a luat măsura înștiințării prin RO alerta populației din localitățile Baia de Aramă, Broșteni și Florești.